vorbiți despre revizuirea și modificarea regulamentului DNA pentru armonizarea acestuia cu regulamentul parchetului. Adică, lumea e foarte sensibilă aici, când aude de modificări la legislația DNA, se gândește că schimbați acolo o virgulă și a picat instituția. Despre asta e tocmai vorba. Pentru a elimina orice fel de suspiciuni, aș vrea să vă spun că această preocupare de modernizarea Ministerului Public nu este singulară, nu e cantonată la Ministerul Justiției, este vorba de aici un efort colectiv pe care îl fac împreună cu Procurorul General, cu echipa acestuia, cu Procurorul Șef DNA, cu Procurorul Șef DICOT, care am avut consultări în cursul anului 2009, vom avea în cursul anului 2010, tocmai pentru... Să înțeleg, ce-i de lămurit aici? Ce-i de schimbat la legislația asta? Nu-i clar. DICOT-ul e cu infracțiunile legate de terorism, DNA e cu corupția, ce e neclar? În primul rând ar trebui să obținem, dacă doriți, o reacție mai rapidă a Parlamentului la ordonanța privind funcționarea DICOT, care este în Parlament și urmează să fie adoptată. Și cred că sub acest aspect lucrurile vor deveni, cum spuneți dumneavoastră, cât se poate de clare și puse într-o ramă de stabilitate. Nu este vorba de intenția noastră de a umbla în mod radical la aceste competențe, ci este vorba de faptul că ne dorim ca această ordonanță să fie adoptată astfel încât să nu existe niciun fel de confuzii între cele două instituții. Deci nu cred că putem să vedem în demersurile Ministerului intenția de a destabiliza cadrul normativ anticorupție, ci dimpotrivă, de a-l clarifica, dacă e cazul, de a clarifica raporturile dintre instituții, dacă e cazul, repet, dacă e cazul, și de a flexibiliza, dacă vreți, acțiunea, nu numai a DNA și DICOT, că aici vorbim de Ministerul Public în general, astfel încât să facem activitatea acestea mai eficientă.